Hai, noroc. Bă, de data asta o să continuăm cu seria de GTA Vice City și în acest episod o să fie ceva mai diferit pentru că vreau să fac toate misiunile de la lofi și bikeri. Asta pentru că pur și simplu sunt niște misiuni secundare, fraților, nu necesită pentru completarea povestii în sine. Și misiunile astea secundare zic că ne mărește episoadele degeaba, facem doar 3 misiuni de astea care chiar nu trebuia să le facem deloc. Dar bă, eu le fac în misiuni de Vice City și uite ce m-a dus pe mine capul, am făcut așa ca Tommy și m-am gândit, bă, ce era că fac toate misiunile alea deodată, că oricum le fac într-o secundă. Deci, da. Și aici ne-a sunat Ken Paul să venim, că și care o surpriză pentru noi. Și hai să vedem, mă, ce dracu, vii roc. Hai să vedem, mă, ce vrea la noi. Yes! Brilliant, bloody brilliant! Hey, Tommy! Glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the cars here, and that was Jez in the booth earlier. And guys, I want you to meet a good friend of mine. This is Tommy. We go way back. Hey, pal. And what was your name again? Leave it out, Jez, you remember. Lovefish. Don't be playing them games with me, Jesus, mate. I'm too crafty for that sunshine. English prick. Like good one in America. The thing is, Tom, mental. The boys need some help. They ain't too connected here. They don't have the old hands, your father. We need some drugs, pal. Gotta get on the old Lovefish Fury, you know? Yeah! Well, this is Vice City, man. What's the problem? Love juice, man. We need love juice, man, Dan. Love juice? Aye. 2 parts boomshine, 1 part trumpet, 5 fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, we really mean a lot you to the boys. You can do that for the boys, right? Vai de viața mea. Deci Ken Paul ne-a introdus banda Lovefish, dar unul dintre ei cică nu este și chiar nu o să apară deloc în Vice City, nu știu de ce nu l-au introdus Rockstar, habar n-am, dar ei de fapt sunt 4, nu doar 3. Ne-a zis aia că dacă putem să-i ajutăm să le luăm boomshine, să le luăm 1 litru de petrol, vai de viața mea, că ei nu sunt stare să facă un deal ca lumea. Și hai să vedem că na, bă, eu le-am, vorbeau de droguri și acum ne-a schimbat în petrol, în... Ok, hai să vedem dacă o să putem face ceva. Da, ne-a furat banii ăsta, cred că nici n-are alea pe el, dar oricum. Și comoră de drogurile și a drogurile. Bă, dacă boom, shine ăla e drog și petrolul e drog, eu nu știu ce mai e drog pe pământul ăsta. Așa. Are o grămadă de bani pe el, fraierul ăsta. Oricum nu vă fură bani, de fapt. Doar dialogul spune asta. Bă, da, îs pretențioși ofițerii ăștia să-mi bat piciorul. Aș întreba de ce dracu ar face Tommy asta pentru ei, dar în fine. Ne-a sunat Ken Paul iar că cică băieții au nevoie de companie pentru asta și cu asta s-a gândit la Mercedes. Bravo lui. Oricum, faza cu Mercedes e că acestea îi place de Tommy al nostru, dar Tommy nu prea e interesat. Asta e problema. Tommy cu afaceri cu dălea, dacă vrea femei, face cum a făcut în episodul trecut, să duce dracu la femei și dă bani pe ele. Și aici locuiește Mercedes, dacă nu știa să cui casa asta, aparent este a ei. Na. Hey, Mercedes. Hiya, Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fist? Okay. But just as a favor, I expect returned. Da, știu că este un joc, dar e chiar trist. Vila una zis, bă, ai chef să te găurească 3 încuri de la Lovefish. Aha, da, așa cu o favoare care aștept să o returnez. Adică, what the fuck, băi, ce pui, oricum. Mergem acolo, lăsăm. Bă, poate să te și omoare. I-am promis lui colonel că mă uit după tine, o să am grijă de tine, aia. Dă-te. Și am ajuns, bă, la Lovefish. Hai să o lăsăm pe curva aici. I see you later, big boy. Da, du-te în păsărica mătii, să nu mai zic altfel. Apel telefonic. How you doing, mate? It's Paolo again. Look, Tommy, I forgot to mention, we're gonna need some extra muscle for the concert. A bit of security. There's a biker gang led by Mitch Baker. It would be great publicity. Very rock and roll, baby. Sort this out for me, and I'll get you some backstage passes for the gig, alright? Aparent Ken Paul a mai spus că Lovefish are nevoie de niște securitate la acel concert pe care vor să-l facă în curând. Bă, vor ca multe ăștia de la mine, dar asta e. Aici sunt bikeries și că să vorbim cu șeful lor, să vedem dacă va fi de acord cu asta, deci hai. Where's Baker? I'm
looking for Big Mitch Baker. Who's looking? Tommy Vercetti. Vercetti? You don't look like the law, so that's bought you a minute. You better talk fast. Kent Paul said you might be interested in pulling security for a gig he's got set up. Kent Paul? Shh. No wonder he sent you. The last time he was here, he left through the window in nothing but his limey birthday suit. Are you interested or not? We only do favors for our own. How do I join? This ain't no country club, boy. Can you handle a bike? Can you sit on a stool and drink? Cougar, Zeppelin, go see how this girl handles a bike. Ah, se complică treaba, fraților, și că ăștia fac favor numai pentru cei ce sunt din gașca lor și a spus Tommy cum dracu mă alătur. Și na, acum trebuie să ne dăm mare în fața lor, să vedem, să vadă că suntem cineva și putem să ne alăturăm, nicio problemă la ei, să ne fac o favoare. Nu furați nicio motoretă, nici altă motoretă pentru cursul ăsta, luați una de la ei. Deci luați de la ei pentru că are handling special, fraților, este o motoretă cu handling special. Dar din păcate dacă o salvați, își va pierde handling-ul ăsta special. Din păcate, păcat, chiar e păcat că, bă, adică, coaie, mă duc full speed în curba asta, drag. Iată. M-am dus full speed fără să încetinesc. Deci, na. Deci e o motoretă foarte, foarte, foarte ușor de controlat. Păcat că nu pot să salvez, cum am spus mai devreme. Aia-s proști. Și aici este finish-ul. Again. Hey, Vercetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right. I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you are. Ok, deci asta e cea mai nasoală misiune din tot jocul, pentru că dacă nu ai gloanțe, degeaba, și poliția după misiune încă rămâne. Și rămâi cu FBI-ul după tine, fraților, și FBI-ul e tryhard. Nu este cel mai tryhard din fericire, dar este unul tryhard, adică nu vă culcați pe ureche. Oricum, doar trageți, să nu vă folosiți ce explozibile sau ceva, adică puteți, dar voi trebuie să trageți orice damage pe care îl dați, jocul pune în chaos meter-ul ăla. Deci foarte greu nu e. Norocul meu că am făcut gloanțe pe M4. Helicopterul puteți face cel mai ușor. Deci dacă apare un elicopter, trageți în el cu ce puteți și cu ce apucați, sigur. Gata, bă! Și ultima misiune de la motocicliști, în sfârșit. Și pe urmă o să mai avem doar două la Lofi și aia e. Hey there, Mitch. Well, if it ain't badass for city. Now I want to see how good you can fight for your patch. A local street gang made the mistake of stealing my hog. Probably because of some machismo thing or something. Me and the boys would go over there and teach them a lesson in respect and all. Anyways, then I got to thinking. This would make a good initiation for you. You get my bike back, you can tell Paul he's got his security. În sfârșit, Mitch ne-a dat o treabă de făcut. O să stă peste cutscene-ul ăla, că era un cutscene, vă arăta ce trebuia să faceți, dar vă explic eu oricum. În sfârșit a spus omul că dacă îmi faci asta pentru mine, o să fiu acolo, o să fiu la securitate acolo la concert. Ne-a spus că i-a fost furat Angel-ul, motoreta aia de motocicliști, și a trebuit și trebuie să o recuperăm. Și dacă facem asta, o să își aducă gașca de motocicliști și va fi acolo la securitate, pui mei. PCG-ul, aici repede. Săriți. La știu, pot să-mi refac gloanțele pierdute, dacă țineți minte din episod. Tocmai așa se respawnează la infinit, nu stați după ei. Văd că nici nu mai întropează gloanțe, așa că nu mai omor.
Și voi trebuie să ieșiți pe aici, futu. Deci cum spuneam, trebuie să ieșiți pe aici. Adică cel puțin știu că doar pe aici puteți ieși sau nu. Da. Doar pe aici și aveți grijă că din stânga o să se spawneze dubelele alea. Mai ales la fraierea aia că sunt foarte periculoși și mai vin și din și față. Și asta a fost, băi nene, misiune. Apel telefonic. Hey, it's Mitch. You did good, Tommy. It's good to have the old girl back. You tell Kent Paul, he'll get his security for the gig. You have my word on that. Now keep yourself out of trouble. Bun. A confirmat Mitch că va fi la concert cu băieții lui să protejeze concertul, să fie la securitate acolo. Și putem continua cu Low Fist. Bine, puteam și înainte, doar că după misiunea asta vine ultima misiune de la ei și aia neapărat să faci misiune la Biker Man pentru a putea accesa-o. Și o am făcut de înainte că na. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am not joking, man. It's heavy stuff, man. Heavy, man. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes you. Shut up, you fool. Just a jazz bomb sheep. It's a love rocket thing, can? Wait, shut up. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. The guy wants Love Fist dead. Dead, Tommy. Love Fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you got to save Love Fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Ok, aparent, Love Fist a făcut rost de un nebun ce vor să-i omoare. Deci, o să mergem noi ca momeală să vedem dacă va ieși la iveală fraierul ăla. Și să-l omorăm, desigur. Un mic fun fact, când eram mic, cream că ăștia strigă Batrec. Dar de fapt strigă Love Fist, dar cu accent la mai american. Ok, deci ăsta e nebunul, vezi că s-a deghizat, nu, omul nostru, nu femeie ca să poată intre acolo. Dar cred că și-a dat seama că este o capcană și fuge. Faza cu limuzina asta este că e înceată, futui mama ei de limuzină. Și el are un sentinel ce nu este foarte încet, e și scriptat să meargă repede, din păcate. Dar, repede, toate gloanțele pe acel sentinel. Și mișcați-vă, fraților, că ăsta nu-i de joacă, ăsta se mișcă, se dă jos, se urcă în altă mașină. Deci mișcați-vă cât repede puteți. Da, s-a despawnat corpul. Dar sigur a murit, adică n-am omorât noi, ce dracu. Și ultima misiune de la Low Fist. Haide bă, să terminăm. Tommy! Tommy, man, that psycho's back! What's going on? That psycho won't leave Love Fist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Shell me, I need my mom. We're all breaking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals. But in your case, I'll make an exception. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you venues just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy, change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look, what's this? Hey, Tommy, stick this tape on. Love Fist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Well, now I'm giving you the chance to die. You try and slow down, your limousine will explode, along with your big hairy asses. Tommy, pal, you've got to save the band. I'm getting bored of this. Just keep the pedal to the metal. Gotta find a bomb. Can't we just drive around all day? Ok, vreau să vorbească ca ultimii proști. Pe scurt, și că nu l-am omorât pe ăla de fapt. Nu știu ce dracu am făcut. Nu l-am omorât, ba l-am omorât. Eu spun că cred că l-am omorât pe dânsul, pe psihopatul ăla. Și bomba a fost pusă de dinainte să-l omorâm. Și da, a fost pusă o bombă în limuzină. Și știi că dacă încetinim, bubuim. Și ăștia o să vorbească foarte, foarte mult. O să se plângă cu tare, cu tare, cu tare. Și până la urmă o să găsească niște fire pe nu știu ce sticlă. Și uitați că vorbește de niște fire. Și până la urmă o să tragă de un fir și nu o să detoneze bomba. O să dezamorseze. Deci, na, o să ne auzim când o dezamorsează fraierii. Ok, o să o dezamorseze acum.
No! Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice one. Rock and roll, man. And we got a gig to go to. A racket to make. Groupies to abuse. Oh, fist! Oh, fist! Oh, fist! Have you finished with our ball? Da, se pare că am reușit să, de fapt au reușit să dezamorseze bomba și n-am murit. Bă, Doamne ajută, acum ce trebuie să-i ducem la concert, pentru că na, țineți minte că m-am chinuit mult cu bikerii aia să aducem securitate la acest concert. Deci, da, o să-i duc la concertul ăla, o să ne arate înăuntru înainte să înceapă concertul și aia, a terminat cu Lofis, Doamne ajută. We thought we'd show you our temple of rock. Got fuel for the love fish, Lee. Listen to yourself, man. It's paper mache and gaffety. Hey, to the kids, it's a temple and we are the priests. Aye, well, if the kids like the priests have cut and gone dead, who am I to argue? What? Dave's getting chewed up again? It's right, we'll never get a play alive. Oh, shite. My bowels! I forgot your ointment, Joey. Thanks again, Tommy. Give him a nice one. Bye! Și am terminat cu Lofist. De acum încolo, limuzina lor se va spawna în fața studioului lor, aici. O să vă arăt și pe artă, să știți și voi, dar cred că deja ați ști. Dar înainte, telefonul cana. Hello, Tommy? Yeah. It's Baker. Just wanted to say I really enjoyed the show. Me and the boys want to thank you and remind you, you got our respect. Good day. Keep riding hard, son. Ne-am mulțumit mici, bravo lui, om de treabă. Deci, studioul ăstora este fix aici, e sus de tot. Vedeți, you are here, blană bombiță. Și cam asta a fost episodul, bă, fraților. În următorul episod, habar nu am ce o să fac. Adică am o grămadă chestii de făcut. De fapt, nu aș avea, sincer. O să văd. O să vedem. Deci, da. Eu vă salut. Asta a fost tot.